Iubiți credincioși, deși Mântuitorul Hristos, urmat de Sfântul Apostol Pavel, a statuat egalitatea de drepturi între bărbați și femeie, au trecut foarte multe secole până când femeile să-și capete un statut bine definit și demn. Foarte târziu femeile și-au căpătat dreptul de vot, foarte târziu și-au căpătat dreptul de a face parte din corpurile legiuitoare și conducătoare, foarte târziu și-au căpătat dreptul de muncă la egalitate cu bărbați. Firește, fiecare își asumă partea sa de competență și responsabilitate, atât bărbații cât și femeile, însă Sfântul Apostol Pavel spune că toți sunt una, și parte bărbătească și parte femeiască, într-un Iisus Hristos, Domnul nostru. Pe de altă parte, să nu uităm că femeia împreună cu bărbatul formează o familie, că femeia este mama copiilor și de obicei educatoarea lor, ea răspunde pentru formarea lor morală și pentru ceea ce vor deveni mai târziu. De aceea, dacă în ordinea laică s-a rânduit o zi internațională a femeilor sau a femeii, care este pe data de 8 martie, Biserica încă din primele secole a rânduit o duminică anume închinată femeii și care se numește Duminica Mironosițelor, a treia după Paști, care este astăzi. Vorbim astăzi despre Sfintele Femei, care în limbajul bisericesc poartă numele de Mironosițe sau Mironofore, adică purtătoare de mir. Trebuie să vă dau această explicație că mirul este ceva mai mult decât uleiul sau undelemnul. Este un ulei bine rafinat, dar îmbibat cu mirodenii, de unde vine mir, dar cu mirodenii, cu aromate, cu ingrediente bine mirositoare, unele foarte scumpe. Mi se spune că o femeie a venit la Mântuitorul Hristos și vă amintiți despre aceasta cu mir de nard. Nardul era o plantă aromatică care crește numai în India. De acolo era adusă, iar mirurile adevărat erau produse de către făcătorii de miruri. Cu aceste miruri aromate se ungeau trupurile morților, se spălau și după aceea erau unse cu aceste miruri și înverite în giulgiuri. Aceste sfinte femei erau din Galileea, la număr să fi fost 6, poate 8, poate 10, noi cunoaștem numele al câtorva din Sfintele Evanghelii, și anume erau femei bine înstărite, nu erau niște femei sărace, dar pe care Mântuitorul Hristos le vindecase în special de demonizare și care în semn de recunoștință i s-au alăturat lui și apostolilor pentru ca să facă el treaba aceasta gospodărească, să nu uităm că Sfinții Apostoli și Iisus trăiau viață de obște. Aveau pungă comună, aveau masa în comun și deci ele s-au alăturat pentru ca să le slujească în sensul de a scuti, de cumpărături, de gătit o mâncare, de spălatul vaselor, adică aceste treburi pe care de obicei într-o gospodărie le face femeia. Așa încât, sigur că Maica Domnului a fost împreună cu ele, dar ele erau femei care îi datorau Mântuitorului Hristos o recunoștință pe care el de altfel nu o pretindea, pentru că totul făcea în mod gratuit, fără să aștepte vreo răsplată din partea cuiva. Dintre ele cunoaștem pe una care se cheamă Suzana, pe o altă care se chema Salomea, cunoaștem pe nume o Ioana, care fusese soția unui demnitar de la curtea lui Irod, Antipa, deci îi pusese soție de bărbat nobil, din clasa nobiliară, dar voi reține special două nume, pe Maria Magdalena și o altă Marie, care de obicei în Sfintele Evangheliei li se spune Maria Magdalena și cealaltă Marie.